Opinia mea, sinceră, este că nu se va reuși niciodată această relocare totală a pacienților. Sunt persoane adulte cu handicap grav care nu pot fi relocate din simplu motiv că nu avem unde să-i relocăm. Nu noi, mă rog. Direcția Generală de Asistență Socială nu va putea să-i reloce pentru că nu avem furnizori privați de astfel de servicii care, dacă ar fi existat, ar fi semnat încheierea unui contract între direcție, Consiliul Județean, nu știu cine, și acești furnizori de servicii privați, dar nu avem furnizori de servicii privați care să poată primi aceste persoane în dificultate. De asemenea, înțeleg că Direcția Generală de Asistență Socială s-a adresat tuturor instituțiilor similare din țară cu solicitarea de a identifica spații pentru aceste persoane ce urmează, conform măsurilor dispuse, să fie relocate.